Și apoi ai jucat mult în spații independente, și suntem într-un teatru da. independent. La teatru la Apollo 111. Și e cam liniște. Suntem în sala de da. goală. E trist, nu? Da. Câte spectacole aveai aici? Trei. Psycho, Hedwig și. Ziua în care a dispărut soarele și mai aveam încă unul în pregătire despre viața și moartea Mihaelei Runceanu, care încă nu a avut premieră. Aici se vede, s-a făcut o machetă uh -huh. după Apollo. Aici e biroul lor, iar acolo unde am intrat noi, știi, am făcut un filmul de animație ca să atragă atenția celor care ar putea să ne ajute, mă gândesc, Apollo, dar nu numai, și acum suntem aici, sunt și mm. multe alte spații, dar chiar e pe ultima sută. Și sunt singurele spații care, într-adevăr, au un program și o direcție foarte bine definită. Spațiile independente ți-au dat ție spațiu să da. explorezi. Partea cu teatru independent și cu, de fapt, cu zona independentă, când nu a fost doar teatru, m-a format.